Fraților! Am prins zăpadă în Pennsylvania, fraților! Wow! Dar o toarnă rău tare, ninge! Ninge la noi, frățică! Lăm acum iată în tunel! Tadam! Adică noi intrăm acum în munte, în tunel! Hai că da! Aha, aha! Bem! Bem. Bă, dar e lung tunelul ăsta, frățică? Nu atingem pe sus, frate? Nu atingem pe sus cu trailerul? Ieșim din tunel! Imediat ieșim din tunel! Mamă! Mamă, ce ninge! Ia uite-ți aici! Ia uite-ți ce ninge! Ai vrut zăpadă, Benule? Ia uite zăpadă! Ia uite zăpadă, Benule! Numai să nu fie gheață, nu? Bă, da, ninge, frate! Numai să nu prindem gheață pe jos, să facem jackknife, atât. În rest, altceva, e ok. Uite acolo în față. Uite ce acolo în față. Aha, bobiță. De pornit la drum, bă, și am vrut săptămâna asta să nu mă mai duc. Am zis că e ultima săptămână de mers. După care începe ninsoarele și nu mai mă duc. Plus că și am terminat experiența cu Schneiderul și probabil că o să mă duc la o altă companie mai încolo, dar deocamdată acum la iarnă vreau să îmi caut ceva să lucrez la tile. Îmi place așa munții ăștia, așa cum se văd, așa peisaje faine, numai că nu-mi place să conduc pe zăpadă, știi, că nu vreau să mă iau, să mă învârt așa cu ăla avea 63, frățică. Hai că da. Cum le place la unii să meargă pe zăpadă cu trocul, frate, adică mie-mi place cu mașina, cu un pick-up troc de ăla fain, așa, să mă învârt pe zăpadă, să... Îmi place să merg la lucru prin zăpadă, e fain, ai un fan ăla că patinezi, un altă, dar cu trocul, frate, cu trocul nu ai niciun fan, cu trocul nu ai niciun fan, să vezi tu când începe a patina și te împingi trailerul din spate, că ai greutate și faci jackknife, se duce capul la troc așa, da, atunci nu mai ai fan, cu o mașină mică, cu ceva, mai ai fan, mai o poți regla cumva, dar cu trocul... Dacă o apucat să duc la mare, s-o dus, nu-l mai oprește nici poliția. Aha. Ce se face, aia? De-aia nu aș alege la iarnă să mă duc pe, cu trocul pe zăpadă. Că nu vreau, sau pe gheață, mai ales dacă pe gheață pe ei. Că sunt unii care zic, bă, cu un șofer adevărat merge și pe vreme bună și pe vreme rea. Aha. Uite că e un șofer adevărat, frate. Deci nu vreau să am experiența aia să... Cum a fost aici în America, că vezi că România nu știu cum e, cum se conduce, poate se conduce mai bine, mai rău, nu știu. Dar aici avem expresuri și aici e 60-70 de mai la oră, frate, 130 km. Păi, tu gândește că dacă s-a început a face gheață sau ceva, cum merge așa normal, nu se face gheață, black ice, cum zic americane. Păi bă, frățică, au fost accidente în America de vreo câteva sute de trocuri tamponate, accidentate, bang, 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 unul după altul. În doar câteva mile de gheață. Pentru că ei nu au avut experiență, nu știu, și frânează. Și atunci când au frânat, au făcut jackknife și nu mai ce face. Hai, te-ai întors cu capul la perete. Te-ai întors cu capul înapoi și gata, acolo rămâi. Vine altul după tine, pac, îți trage o bușă. Vine altul, bam, bam, bam. Câteva sute de trocuri, man, într-o oră, două, au fost accidentate. Sau de aia nu prea aș alege la iarnă să mă duc. Am două sau trei companii care vor și mă așteaptă să, după ce termin cu Schneiderul, să mă duc la ei la lucru. Acum să vedem. Să vedem ce facem. Mai am săptămâna asta și vreau să termin cu Schneiderul. Deja le-am spus că o să închei, așa că să vedem care-i treaba. Bun așa, dați un like, un share, un subscribe canalul Life is Good. Enjoy, mai vedem ce se mai întâmplă mai încolo. Hai că da. Bă, și când credeam și eu că aproape să termin cu ninsoarea, a început mai rău, a început mai tare. Nu? No? Aia e? A
început mai tare, frățică. Suntem aici la înălțimea munților, la poalele munților, cum s-ar zice. Așa e în Pennsylvania, frate, ce crezi că e ca în Florida să fie călduț, frumos? Uite aici. Uite aici, puce toarnă. Fulgi de nea, fulgi de nea, în față nu se vede nimic. Aha, aha. Uite aici. Ceață, nișoare, numai să nu fie noapte, știi, de aia îmi place să conduc ziua, acum calde, bine, de rău, mai fain, mai vezi ceva, mai vezi un copac, mai vezi un munte, noaptea, te vezi numai pe tine atâta. Mai că da, colegul a oprit acolo în dreapta, se teme să meargă prin soare. Artur, ce faci, Artur? Hai la deal, Benule, hai la deal, dă-i înainte. Bă, ce ninge, bă, frate, bă, da, ninge, mă. Bă, îmi place, sincer să zic că îmi place cu trocul. Îmi place, totul e ok. Îmi place să mergi pe vremea asta, nu pot să zic că nu. Dar singurul lucru care mi-e așa e că să nu prinzi gheață, să prinzi ceva și să începe a patina, să începe a derapa și să faci jackknife. După aia te-ai dus pe coclu. Nu te mai scoate nici poliția din jackknife. Dacă ai început să derapezi, e gata, frățică. Așa că de aia trebuie încetucul, liniștit, mers frumos. Și până la urma urmei tot ajungem la destinație. Mai târziu, mai greu, dar tot ajungem. Bine că până de seara la ora 12 am programat să ajung. Să o am timp. Am timp să ajung. Auzi ce fain e aici, frate, coborăm la vale acum. Hai că da. Ce fain se vede acolo. Pastia. Aha. De un vibe așa, parcă suntem în România, pe Mestecăniș, pe Transbărgăjan. Frumos tare. Foarte frumos, minunat. Îmi place foarte mult acina, frate. Foarte frumos. Hai că da, dați un like, un share, subscribe canalul, like, subscribe. Enjoy! Am intrat în statul Maryland, fraților. Hai că da. Mergem puțin pe acelea prin Maryland. Și apoi intrăm în Virginia. Dați voi un like, un share, un subscribe canalul, life is good, enjoy. Frumos pe acelea prin Maryland. Aproape ca și pe Pennsylvania.